Pe terenul meu, proprietate privată, construiesc o fosă din banii mei, fac contract cu o firmă de vidanjare pe banii mei și vine primăria și îmi cere o taxă pe fosa mea, care e pe terenul meu, din banii mei. Cum vine asta? Nu prea înțeleg. Deci dacă tot inventează taxe peste noapte, măcar să fie și legale. Adică ei nu sunt în stare să construiască canalizare, dar în schimb îmi ia mie taxă că sunt civilizată. Păi dacă tot inventați așa, când vă plictisiți, taxe, faceți taxă și de stâlp, taxă și pe apa de ploaie. Da, o să vedeți câți bani o să luați.